Bună tuturor! Astăzi am pregătit un material video despre unul dintre cele mai influente curente din istoria artelor care s-a dezvoltat în secolul 20. Este vorba despre Dada. Dada? Care-i treaba cu Dada? Dada este o mișcare artistică și literară dezvoltată începând cu anul 1916 la Zurich, în Elveția. Aș putea spune că este mișcarea care a schimbat cel mai mult lumea și concepția aceasta artiștilor. A avut o influență foarte, foarte mare asupra, în primul rând, asupra artei conceptuale. În fruntea acestui curent, una dintre personalitățile de seamă, o personalitate cu care ne mândrim, este artistul Tristan Tzara. Deci el a stat în fruntea acestei mișcări culturale. El s-a ocupat în primul rând de promovarea curentului, de promovarea lucrărilor de artă realizate de către artiști. De unde vine numele ăsta de Dada? Se pare că numele de Dada nu are absolut nicio legătură cu ce se întâmplă cu lucrările artiștilor. Cuvântul a fost ales la întâmplare, ca o joacă din dicționarul Larus. Dicționarul Larus a fost înțepat cu un cuțit și acolo unde a ajuns vârful cuțitului, acela a fost cuvântul ales pentru a da denumirea acestui curent. În traducere, Dada înseamnă căluț. Și astăzi vreau să vă arăt câteva dintre creațiile artiștilor, dar în special m-am concentrat spre creațiile lui Marcel Duchamp, pentru că îmi place foarte mult, în primul rând, ca idee, ca concept. Nu neapărat că îmi plac lucrările lui, dar îmi place cum a gândit despre artă și cum a schimbat traiectoria aceasta artei. Îl avem aici pe Marcel Duchamp, artist franco-american, pentru că avea și cetățenie franceză și cetățenie americană. El foarte mult timp a lucrat în stil tradițional, ba chiar a făcut picturi în ulei, dar se pare că era nemulțumit și a vrut, a simțit nevoia unei schimbări, așa că el va deveni mult, mult mai cunoscut datorită ready-made-urilor sale. Ready-made înseamnă, de fapt, gata făcut, adică obiect realizat industrial, care era expus într-o galerie de artă ca o lucrare de artă. Unul dintre primele sale ready-made-uri este roată de bicicletă, această roată de bicicletă montată pe un taburet. Dar unul dintre cele mai cunoscute din istoria artelor este acest ready-made, care se numește LHOQ. Este o reproducere după celebra Mona Lisa realizată de Leonardo da Vinci, la care artistul adaugă ironic mustăți și cioc. Lucrarea care este cea mai cunoscută de la el este acest pișoar pe care el îl numește fântână. A trimis acest pișoar la o expoziție la New York în anul 1917, pentru că el cotiza cu o sumă destul de modică și cotizând cu o sumă modică în acel grup, a avut voie să participe cu această lucrare la expoziția internațională de acolo, dar cei de acolo nu i-au dat voie să participe, ci pur și simplu au lăsat acest obiect în spate. Se pare că această lucrare, lucrarea originală pe care a trimis-o acolo, s-a pierdut. În schimb, între timp, el ar mai fi semnat alte lucrări cu numele de Rimat, care se află în diferite muzee din lume. Una dintre ele este expusă la Muzeul de Artă din Philadelphia. Recent am descoperit că, de fapt, această lucrare
acest concept, de fapt, nu este creația lui Marcel Duchamp, ci ar fi ideea unei prietene de-a lui, cu care el coresponda, este vorba de baronesa Dada, Elsa Loringhoven, o artistă foarte, foarte creativă, foarte ingenioasă, care i-ar fi trimis această lucrare lui Marcel Duchamp și cu care el s-a prezentat la acea expoziție. Din păcate, aceste informații au fost descoperite destul de târziu și încă este incert, pentru că în toate cărțile de istorie artei apare că, de fapt, fântâna este creația lui Marcel Duchamp. Aici, în imagine, am și alte ready-made-uri create de el. Și una dintre lucrările care mie îmi place grozav și mi se pare o idee foarte, foarte ingenioasă, este cutie într-o valiză. Este o lucrare în care avem prezentate cele mai importante creații ale lui Duchamp, toate lucrările lui reprezentative, le-a adunat în această cutie, în acest cufăr, dar în dimensiune mult mai mică. Avem pișoarul, avem marea sticlă, avem râșnița de ciocolată, nud coborând scara. Sunt cele mai reprezentative lucrări. Mi se pare o idee genială de a face un muzeu într-o cutie, într-o valiză. Am văzut pe internet chiar că se găsesc și de cumpărat genul ăsta de lucrări, reproduceri după această idee a lui Duchamp, care mie îmi place, cred că, cel mai mult dintre toate lucrările, mi se pare cea mai ingenioasă, de a purta cu tine un muzeu personal în toate călătoriile. Marea sticlă sau mireasă dezbrăcată de celibatarii săi, un alt ready-made realizat de artist. Aici avem nud coborând scara. El, înainte să devină cunoscut, în primul rând, prin lucrările sale, prin ready-made-urile sale, făcea și picturi în ulei. Asta este o pictură în care îmbină elemente cubiste cu elemente futuriste. Avem un personaj reprezentat ca în reluare în timp ce coboară scara. Dar se pare că stilul ăsta nu prea s-a bucurat de succes și de atenția publicului, deși el era foarte, foarte talentat. Iar în continuare am o fotografie realizată în anul 1920, o fotografie din cadrul expoziției Dada din Berlin. În imagine avem mai multe personaje într-o galerie de artă, pe pereți sunt lucrări, sunt colaje, pentru că asta făceau artiștii Dada. Avem tot felul de mesaje, pentru că la ei mesajul era foarte important, poate mai important decât lucrarea în sine. Iar pe tavanul galeriei este expus un personaj, un soldat cu cap de porc. Probabil are legătură și cu primul război mondial, cu ororile războiului. Râșnița de ciocolată lui Marcel Duchamp, apropo, îi plăcea foarte mult să mănânce ciocolată și se spune că pe pervazul casei lui din Paris întotdeauna se găseau bucățele de ciocolată. Îi plăcea să mănânce ciocolată, una dintre pasiunile lui, și să joace șah. Într-o zi, în Paris, a văzut într-o vitrină o râșniță de ciocolată. I-a plăcut foarte mult cum arăta acest obiect și l-a reprezentat într-o lucrare, într-o pictură. Aceasta este o pictură realizată de el în 1914. După cum vedeți, nu este o lucrare care să stârnească o anumită emoție sau o anumită trăire. Artistul și-a dorit prin această lucrare să reprezinte banalul, banalitatea, adică nu a vrut în niciun fel să creeze sau să stârnească o emoție celui care privește lucrarea. Iar aici avem
localul Cabaret Voltaire, un local foarte frumos decorat din Elveția, un loc în care artiștii se întâlneau, unde își prezentau lucrările, făceau schimb de idei, jocuri de cuvinte, un loc cultural care se pare că există și astăzi, un loc în care se întâlnea lumea artistică din acea perioadă. Pot să spun că Dada este un curent foarte, foarte influent și a avut un rol foarte mare, în primul rând asupra artei conceptuale. Ce au realizat artiștii din această perioadă sunt, în primul rând, ready-made-uri, colaje, colaje care nu erau doar simple, să zicem, decupaje din reviste, ele aveau o semnificație, un mesaj legat de politică, legat de societatea din acea vreme. Mie personal îmi plac foarte mult lucrările lor și au așa un mesaj răsunător, pot să spun. Cam atât a fost materialul de astăzi. Sper că vi s-a părut interesant. O zi cât mai frumoasă vă doresc!